Pacea Domnului la toți cei care ne ascultă. Acum suntem în Ucraina, în regiunea Cernăuț, aici în zona Bucovinii, deci raionul Hliboca, în satul Priscaren, la fratele nostru Ilie Cojocaru. Deci, el va depune o marturie despre cum Domnul a lucrat în viața lui și din tinereața lui, va povesti lucrurile lui Dumnezeu care sunt foarte frumoase și iubite și cercetate de cei ce le iubesc, de fapt, da? Domnul să ne binecuvintează pe fiecare și să ascultăm. Poftim, fratele Ilie. Aș vrea să spun de prima dată, binecuvântat să fie Dumnezeu care ne-a dat sănătate, ne-a înfrățit, a murit pentru noi, Fiul Lui, și ne-a dat viață veșnică. Vă pot spune că și viața mea a parcurs, cum spune, copilăria mea nu a fost de aici, din Bucovina, mama fiind dus în Siberia, prin anul 51, primăvara, acolo, departe, pe meleag îndepărtat al Siberiei, m-am născut eu în anul 52, în luna iulie 26, și am copilărit. 5 ani am trăit în Siberia. După aceea au fost dați drumul de unde erau duși în partea cealaltă, să trăiască pe totdeauna, dar Dumnezeu vorbea totdeauna, căci bunicul meu era în val de lucrare și Dumnezeu îi vorbea. Pentru că oamenii când l-au dus au spus că se duce pe viață, nu se mai întoarce înapoi, dar Duhul lui Dumnezeu i-a vorbit și i-a spus, nu va trece mult, iată ziua când te voi duce înapoi pe meleagurile pe care le-ai lăsat. Și au trecut mai mulți ani și după asta Dumnezeu i-a făcut eliberarea și l-a adus pe meleagul Bucovinii, prin care copilăria mi-a trecut-o aici, în Priscăren. Acum vreau să vă spun o mărturie pe care Dumnezeu a lucrat-o în viața mea. În anul 2005, luna lui aprilie, am avut ocazia să fiu pe meleagul României, dincolo, și acolo Duhul lui Dumnezeu a vorbit. Într-o seară, într-o sâmbătă seară, căci zile numărate sunt când te vei duce într-o călătorie și apoi, la jumătatea drumului, diavolul, satana, e hotărât să-ți iei viața. Nu știam ce mă așteaptă, dar Dumnezeu a spus că și îngerul meu va fi cu tine, vei vedea moartea și salvarea. Nu știam ce mă așteaptă și peste câteva zile, asta s-a întâmplat, miercurea, am ieșit de acasă. Dar înainte de asta vreau să vă spun că eu nu sunt nici predicator mare și nici un om așa mai văzut cum sunt unii frați care sunt în lucrare, dar Dumnezeu nu s-a uitat la ceea că mic sau mare, dacă au vorbit, au vrut să împlinească lucrarea, că Dumnezeu vorbește și împlinește. Aleluia. Pentru că Dumnezeu e suveran pe întreg pământul și toate lucrurile îi sunt supuse. Când am ajuns înapoi acasă lunii, fratele prezbiter, unchiul meu, m-a chemat și mi-a spus, zice, uite, săptămâna asta, miercuri, pleci la București. Eu am răspuns nu. Eu am fost la România și nu vreau să mai merg, pentru că nu am bani. Trebuie la drum, trebuie bani, mai ales la București. Și am spus, nu plec. Zice, nu trebuie bani. Totul e hotărât, noi am vorbit cu frații, cu Sorin, cu fratele Visari, cu Tudorel de la Buda, da, da. Și vei pleca, pleacă mulți frați pe 50 și ceva, 58, 57 era, pe 7 busuri. Zic, da, și mâncare platită, cazare, tot, merg la conferință sau stai pe bancă să asculți. Zic, e foarte frumos, zic, da, dacă e fără bani, da, mă aduc. Și am plecat. E, dar puteți spuneți un pic ce fel de conferință așa, era vorba de conferința cu Wilkerson, 3 zile de conferință cu slujitorii, pastorii, da, în București, așa? Da, asta a fost pentru slujitori, pentru pastori, pentru frații care sunt în lucrare. Așa, așa. Și zice, tu ai pașaport și du-te, vei auzi, vei ști, te-i mai întari în lucrarea Domnului. Așa, da. Și am spus, da, bine, dacă e așa e problema, bine, plec. Și am plecat eu cu fratele Deacon, care era Gheorghe Dabăca, și mai mulți frați care erau din frați din Ijești, din Ciudei, din mai multe părți. Da, da. Și când am ieșit de la Cernăuți, era undeva la 10 sau trecut țara. Apropo, fratele meu tot a fost acolo. Da, Vitalic era și el în bus cu noi. Da, da, da. Erau mai frați care mai cânta, Iliuță, care... Da, da, Ilie, da, știu, știu. Da. Și destul că a trecut granița, ne-am deplasat mai departe, dimineața, pe răsăritul soarelui. Noaptea nu dormeam, mă uitam țântit la drum tot. Păzeam drumul. Na, fratele care mâna era cam obosit. Frații i-au spus, poate te schimbi de la volan. Dai mașina. El spune că femeia și mașina nu se schimbă. Și era obosit și el. În oboseala care era, era gata, na. Așa. Eram cam uimit de toate lucrurile. Și dimineața la 6, la 6 dimineața era o cotitură, o curbă, așa, un pod. Până la Bacău, așa? Până ajunge la Bacău, până nu mă intram la Bacău. Și când m-a ridicat, o saltat așa la o cotitură în dreapta, s-a văzut un drum așa ca o curie. Eram pe bancheta din urmă, de acolo era alături de mine, dormea. Și busul avea viteză bună, 100-120 la oră era destul de... Așa. Și deodată busul nu m-a luat pe ieșit din banda, pe dreapta, la. Și eu m-am făcut, wow, m-am făcut așa. Și s-a îndreptat și când s-a luat iar viteza și când a doua oară când m-a ieșit din bandă, nu s-a mai întors. S-a ridicat așa și am spus, Doamne, nu m-am omorât numai. Când s-au izbit câteva poduri, de beton, da, care era pe mare, așa, așa, la poduri de beton, când au făcut una, două, trei, patru, n-am mai știut, s-au rupt tot, de sub și busul m-au făcut în sus, s-au ridicat și au luat în dreapta și am spus, Doamne, nu m-au omorât. Și când au făcut așa, s-au început a culca înapoi, în aer, așa, și s-au venit de asfalt, așa, nu s-au mai, s-au făcut un trăsnet grozav, atunci, când s-a oprit, nu mai era ajuns la mașină. Roțele dinainte s-au dus cu tătul, s-au sărit, era cu la tăt. Dacă s-au rupt scaunele care erau, s-au rupt din cele. S-a format busul complet. Fratele care era lângă mine, i-au prins mâna ieșată și i-au rupt așa carnea. Așa, fratele care era lângă voi, care el o suferit cea mai mult când cotul, sticla s-a format, da? Da, dacă îi prindea mâna afară, rămânea fără mână. Da, dar el un pic s-a rugit și tot era rupt aici, haina până la piele, sânge, tot era. Dinți în gură îmbla așa ca marzianele. Fratele de la șoferi care era acolo, era strâns volanul așa. Era o groază, eu înșeapta plânge, am radicat pe unul. Cineva a deschis ușa de afară și a strigat, busul arde! Dar așa nu ardea busul, era abur de la motor, tot așa era, o groază. Pe unul l-a scos afară, l-a radicat pe ăsta, pe vitrul, Deacon era. În sus, zic, ținte picioare și faci, ținte, nu te lăsa, și asta. Și l-am dat peste bantă așa din urmă afară, l-a luat acolo, pe ăștia din salon, pe unul, pe altul, l-a scos afară, pe fratele Victoraș de la Ijești, i-a rupt ăstea crucița. A, Victoraș, deci practic, în două cuvinte, eu de câte știu, da. Aista, frate, care s-a rupt aici osul ăsta de așa de la gât, așa un os, a fost rupt, și alt frate care cu cotul s-a rupit, deci, da băcă din de aici, din satul vostru, din biserica voastră, care s-a hanele s-au rupt de ei și de pe cot și era în sânge, așa. Era în sânge, deci nu s-au rupt. Nu, tot pe alea s-au dus. S-au dus pe alea așa jos. Astea două persoane care au suferit. Restul vreau așa întregi. Tot a fost bine, slava Domnului. Și când am ieșit din bus afară, lumea era pe marginea drumului, se făcea cruce și spunea ce asta e și Dumnezeu i-a scapat pe ăștia. Nu i-a altul nimeni. Eu mi-am început a plânge. Așa plângeam de tare și am spus, Doamne, Tu mi-ai vorbit și am fost eu o zdreanță care nu s-o pot nimic și Tu mi-ai vorbit în cuvânt. Mă întreabă unul, dar ce? Zic, băi, Dumnezeu mi-a vorbit sâmbătă și astăzi, joi dimineață, s-a împlinit lucrarea, căci Dumnezeu a spus, vei vedea moartea și salvarea. Aleluia. Când a venit poliția, nu a durat mult, și care, cine este aici? Unii sunt jertfele, unii sunt ăștia care nu-s morți, trebuie să-ți vii. Nu se poate, nici de aici, nu se poate, șoferi unde-i? Dar el și eu s-a stat și nu se poate, nu se poate. Dar el zice, da, eu, singur, dar cum? Am adormit la volan. Și pe urmă, pe noi ne-au luat pe alte busuri, doi au venit acasă, busul l-a încărcat în mașină, remorcă de asta care duce și au dus-o la Șernăuț. Noi am plecat la București. Cu alt bus, așa? Cu alte busuri, ne-am împărțit prin mai multe. Microbus, da? Da, și microbusurile. Dar dacă puteți să spuneți cum Domnul va vorbi, deci cum Domnul va vorbi preîntâmpinat de cazul ăsta cu accidentul, dacă așa se va întâmpla și va izbavi? Fraților, Dumnezeu a vorbit printr-un vas de lucrare, printr-un dar de proroșie. Că se va întâmpla asta, așa. Nu va trece mult, se va întâmpla lucrarea. Și prin asta pot să spun că Dumnezeu nu odată mi-a vorbit. Așa. Nu odată, de multe ori. Și ceea ce a vorbit Dumnezeu a fost da și amin. Amin. Pentru că El vorbește și El împlinește. El, cuvântul Lui îl împlinește pentru că Dumnezeu este suveran. Aleluia. Și am ajuns la București pe alte busuri. Am fost în lucrarea care era acolo. 3 zile pe care le-am întâlnit acolo au fost ceva deosebit în viața mea. Pentru că n-am avut ocazie să aud niciodată ceea ce am auzit acolo. Așa. Prin fratele care Dumnezeu... David Wilkerson. Da, prin David Wilkerson și fiul lui care era Kerry Wincherson. Da. Dumnezeu a lucrat atunci minunat, ne-am bucurat mult și apoi au trecut zilele care erau de, cum acolo la seminarul care a fost, în Palatul lui Ceaușescu. Acolo a fost lucrarea, unii pe altă dată, numai comuniștii erau participanți acolo, dar a venit vremea când și creștinii, mii de oameni au fost atunci, au fost foarte mulți. În spațiu care era acolo. Așa. Și omul acesta al lui Dumnezeu spunea, printre altele, spunea, zice, dacă tu ca creștin, tu ca lucrător al Domnului, dacă vorbești o oară, trebuie să te rogi o oară. Dacă te rogi 10 minute, 10 minute să vorbești. Zice, eu când stau de vorbă cu Dumnezeu în rugăciune, chiar prezidentul țării, când îl suna, soția îi spunea, el se roagă, după ce se va ruga, va sta de vorbă cu dumneata. Și mi-a plăcut mult, pentru că oamenii lui Dumnezeu își păstrează vrednicia și cumpătul și Dumnezeu îi ascultă. În lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea oameni devotați, cum spune, oameni deosebiți. Și ca creștini noi trebuie să ne deosebim de restul oamenii care ne înconjoară. Cred că aici închei partea asta și zic ca Dumnezeu să ne ajute pe toți. Cei ce vor auzi să știe că Dumnezeu își face lucrarea și în vremea asta pe pământ. Cum a lucrat cu oamenii Lui de la început, va lucra și în sfârșitul vremii cu cei care sunt aleși ai Lui. Amin. Amen. După călătoria care am avut-o la București, am avut o altă lucrare pe care Dumnezeu mi-a vorbit-o tot prin vas, printr-un vas, printr-un proroc. Tot așa, zice, iată că nu va trece mult și va vine o încercare. Un val va chema alt val și o furtună altă furtună. Și când oamenii vor spune, nu mai este, deja la acoperi țărna pământului, zice, dar eu voi fi în vremea aceea în dreptul tău, este scris viață și izbăvire. Și am stat și m-am gândit mult ce se va întâmpla. Nu au trecut decât vreo 2 săptămâni, am fost chemat și am plecat în Moscova la lucru. Acolo am lucrat 6 săptămâni. Într-o vineri dimineață am sunat toți la 6, fiecare la lucrul lui, și pe la ora 8 ne-au chemat să mâncăm. Da, dimineața. Și m-am coborât de sus, de pe schele, ne-am spălat, ne-am pus la masă, erau 22 de oameni, erau și creștini și nepocăiți, dar totuși toți se rugau, pentru că așa era obișnuința dimineața, la mâncare, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru masa pe care ne-a dat-o. Și nu mai ne-am rugat, ne-am pus și am vrut să... să iau mâncarea. Am luat lingura și când am pus-o în sahan, am început odată durerea grozavă. Și am început să zic, vau, vaileu, vaileu, vaileu. Și n-am mai putut mânca, am început să plâng, ei mă mai râdeau, alții mai spuneau, ce se întâmplă cu tine? Zic, nu știu ce se întâmplă cu mine, și am început să tremur, niște dureri grozave. M-au luat 2, m-au scos de la masă, m-au dus sus acolo unde dormeam. M-am pus pe pat acolo, durerile mai mari. Tot mai mari și mai mari și mai mari. Ce se întâmplă? Nu știam ce se întâmplă cu mine, tremuram. Și am spus, Doamne, și mor, deși și asta cu mine. Și asta s-a dus până la ora 12. De la 8 până la 12 plângeam. Acum nu mai vedeam cu ochii. Era o nevastă acolo, o bucătăreasă din Dubiuca. Zice, și cu matala, ce se întâmplă? Nu știu nimica, mor. Nu mai vorbiți așa. Și cine-mi da, nu, puțin, vedeam că cineva iese, dar nu cunoșteam omul. Și a venit brigadierul și a spus, adică, șeful de echipă. Șeful de echipă, da. A venit și zice, faceți ceva, duceți-mă la spital. M-a dus la spital, mă târâiau, cum mai nu mai puteam merge. M-a luat 2, m-a dus așa, de parte și de alta și mă târâiau. M-am dus acolo, m-am obdat fără rând, tăți o dat într-o parte. Zice, ce se întâmplă? Nu știu, da, doctorul, nu știu, dar și o cerut cartea medicală. Adică Strahovoi Polius, cum zicea Stevan. Da, adică asigurarea. Voi n-aveați asigurare. Nu, eram la negru doar. Da, n-aveați. Au spus, da, asta le trebuie. Am spus, da, noi am plătit bani cât ar trebui. Da, s-au uitat unii la alții, dar mor și ucrainiani, mor și ruși. Și s-a dus și eu m-am pus acolo, mă plângeam, mă vaitam. Era tot mai grav. Stăm așa, capul în jos, plângând. Și doamna care era acolo la doctorița, zic, nu mă lăsați, zic, eu sunt, am 6 copii, nu mă lăsați. Ea zice, cum rus? S-a uitat în pașaport și... Cum? Și ești rus? Zic, da, sunt rus, dar trăiesc în Bucovina. Da, din cauza că v-ați născut undeva acolo în Sibiria, da? Din cauza că mama voastră a fost dusă cândva în Sibiria, acolo v-ați născut. Da, acolo m-am născut și de acolo e scris în pașaport despre locul pe care l-ai copilărit. Așa. Și atunci au făcut o serie de... Adică ei când au aflat că dumneavoastră sunteți din născut în Rusia, Siberia, eu s-o dat seama să sunteți omul nostru și l-am și putea vă ajuta. Da, drept. Așa. M-a luat, m-a dus, m-a catat, ce-au avut de făcut. Când m-a bat la o aparat acolo și-au văzut și i-a spus că e târziu, zice. Târziu. Și noi facem operație, da? Tot una mori. Din ce cauză voști putea dori așa de tare? Care a fost situația? La mine a fost gastrit, rară la stomac, dar eu n-am știut. Deci... Eu n-am știut ce e asta, nici nu m-a dorut niciodată. Adică rana la stomac și cu stomacul m-a știut? O crăpat stomacul. O crăpat stomacul, stomacul și a 12-a ieșit din chișcă, știi? A 12-a mască, mă știu, tot a fost crăpat. Da, și... Când, na, eu văzut așa, am spus că nu e nimic. Nu, de șanse de scăpare nu e prea târziu. E prea târziu. Dacă era deodată, era mai bine, dar era, na, trecut. De la ora 8 până la ora 1. Adică, dacă când v-a început a dorea, în momentul ăsta, dacă va interna în spital, va duce acolo, era șansă mai mare. Când o crăpat în nutru, s-a infectat acolo. Da, așa. Eu am înțeles. Deci... Da, și... Da, e cam târziu. Zice, da, tăiem. Și drept, da, m-a tăiat, după ce m-a tăiat, m-a dus acum în reanimare, în locul unde erau acolo, vinea și controla care mai mișcă, care nu îl lua, spunea că este o decedat, gata, nu mai este, și-l lua cu căruța și-l dușea în primor sau nu-i dușea la morgă. Da. Și pe mine, a doua zi, sâmbătă, la ora 4, m-a dus în salon. După operație, da. Vinerea am tăiat la două, dar sâmbătă am dus în salon, am stat în reanimare, am stat acolo. După asta, 10 zile am stat așa ca un mort. Îmi puneau sisteme, când într-o mână, perfuzii, când într-o mână, când în alta, așa. 10 zile, și vinerea până la altă săptămână am stat așa. Întins ca un mort. Scuzați, m-ar fi spus ca în comă? Nu, e știință, dar stam așa, nu mă puteam mișca nimic. Eram... Deci gândeați, te auzeam ce vorbești, dar nu puteam vorbi. Așa, foarte așa numai, puțin, apă, să-mi uda gura și atât. Și într-a 10-a zi, duminica, la undeva aproape de ora 10, toate zilele astea au fost la lacrimi, ca niciodată în viața mea. Și mă gândeam, deși, Doamne, am ajuns aici, deși, Doamne, m-ai lăsat până la atâta, eu mor și nu mai ajung acasă, departe de familie, aveam 6 copii, cel mai mic era 2 fetiți gemeni, 3 ani am avut. Și am spus, nu le mai văd, nici soția nu văd. Și deodată început să treacă așa ca un fir în viața mea, înaintea ochilor mei, s-a luat așa, parcă niște foi. Viața mea s-a derulat, copilăria, unde mă jucam, în Siberia, cum era acolo o casă și era o femeie de asta multe, nu vorbea, și noi ca băiați ne suiam sus, jos, pe casă, pe la etajă. De scânduri ne dam jos, ne jucam, că eram copii. Deci v-ați adus aminte cum ar fi și lucruri bune și reale. Da, copilăria, da. Și pe urmă mi-a trecut tot viața mea. Pe unde am umblat, unde am avut cuvânt din partea Domnului. Descoperiri, într-un fel, în altul, și am spus, Doamne, toate astea sunt, e adevărat, mi-ai vorbit, dar nu le mai văd eu niciodată împlinite. Pentru că viața mea i-a dus, nu duce spre abis, nu mai este. Și când am spus că viața mea nu mai este, a intervenit cerul. Ceea ce a făcut Dumnezeu, nu pot să tac, pentru că și El este mare, mai mult decât mare. Ceea ce face El nu poate face niminea, nu poate să-ți închide gura un prezident, să-ți închide gura nu știu cine. Dar nu poate, pentru că Dumnezeu este peste toți prezidenții Pământului. Președință. El e șeful, El e Dumnezeu. Nu poate nimeni nu se uita împotrivă. Și vreau să vă spun că s-a deschis tavanul până la cer. Mă uitam așa, era foarte frumos, un cer albastru, dar de sus venea ceva, așa ca un foc, în jos. Când s-a apropiat de pământ aproape, am văzut mai clar, mai rezverit, așa ca un copac verde. Și deodată, ca un fulger venea spre pământ și când s-a coborât aproape, era așa ca un copac, până la 3 metri, s-a coborât drept la picioarele mele. Când s-a coborât în jos, era învăpăiat într-un foc, flăcări de foc, ardeau așa, dar nu se mistuia copacul ăsta, crașul lui așa, cum era un pom, ăsta nu era, nu se mistuia. Și în el era ceva deosebit. Era parcă o mantie albă, cineva parcă era acolo, îmbrăcat în alb și o curea tecrită de aur, așa parcă legat. Și eu am stat, m-am uimit mult și am zăpus să plâng mai tare și am spus ce se întâmplă și parcă nu știu, nu, am rămas așa impresionat, așa, deodată. Și din văpaia aprinsă mi-a vorbit o voce. Deși zici că mori, nu vei muri, vei trăi mult. Și eu am spus, nu, deși mă mânțești, eu mor, nu mai îmi văd familia. A doua oară vorbit cu glas mai tare și spune, ți-am vorbit că nu vei muri, vei trăi mult. Și am spus, nu, niciodată piciorul meu nu mai calcă pământul. Și când o strigat a treia oară, vorbit cu glas tare, zice, ți-am vorbit de 2 ori și îți mai vorbesc o dată. Vei trăi mult și vei fi o mărturie pentru vremea care vine. Și deodată, din flacăra aprinsă, s-a văzut un cap de mână. Atât, atât numai, un pic. Și eu mi-și-a pus să plâng mai tare și s-a ridicat la cer. Cum s-a coborât, așa s-a ridicat la cer. Da, dacă îți putea spune despre cine era persoana asta? Eu nu pot să-mi dau seama. Era ceva deosebit, ceva nu era pământesc, că era un înger sau că era Fiul lui Dumnezeu. Eu nu pot să spun. Pot să spun atât ceea ce am văzut și nu pot să comentez alte lucruri, dar cred că era trimis un sol din cer să-mi dea răspuns, pentru că nu eram eu mai bun, dar poate că cineva s-a rugat pentru mine în vremea aceea, nu va putea ruga eu. Și Dumnezeu, care e înțelept, atot înțelept, o știut de mine și nu m-a lăsat să rămân, să pierd în văltoarea vremii a necazului, și mi-a dat această posibilitate să ajung și până în zilele acestea. Slava Domnului. Pentru că după ce s-a întâmplat aceste lucruri, oamenii s-au strâns de-a roata mea, doctorii, și spuneau, ce se întâmplă? Cu cine ai vorbit? Ce ai vorbit? În ce limbă vorbești? Și eu stam uimit, nu știam nimic. Atâta știam ce am văzut, dar nu puteam să vorbesc. Da, scuzați, deci aici și în ETA ați vorbit, probabil că e ceva, încât că doctorii au văzut. Da, eu vorbeam, dar și vorbeai, eu nu știam, nici ei nu știu. Eu nu înțeles. La fel ca și mărturia fratelui Gabriel Bărnuțiu. Da. Da, și după asta, Dumnezeu îmi spune, pe la ora 12, a venit o doamnă în salon, s-a uitat așa la mine și s-a dus rapid. De acolo vin doctorii să uită și ce se întâmplă cu tine? Te doare ceva? Nu mă doare nimic. Ceva deosebit. Nu-i... Noi ne gândeam că tu mori, dar tu te-ai schimbat. Cum am schimbat? și îi spun, trebuie să te scoli. Când m-au radicat, m-au legat de astea, băieți, unii erau tăiat așa, cu o încerceată, așa, m-au legat, strâns și m-au radicat. Am început să plâng, mă dorea tare. 10 zile n-am fost, am stat așa, n-am atuncat. Și când m-au radicat, am început să plâng și eu nici mi-au dat o injecție, cum și... Da, nu știu, injecție, da. Și după asta, parcă m-au lăsat de la vreo 4 minute iarăși m-au sulat, m-au dus până la jumătate, de salon. Acolo am văzut cum mor oamenii. Acolo a murit un bărbat tot așa tăiat ca mine. Era mai bine un pic tare, dar lui i-a pus o... așa ceva știu, după operație mergea murdăria afară. Afară. Mie nu mi-a făcut așa. Trebuia la un an să merg înapoi, să mă taie, să-mi facă alte probleme mai grele. Dar doctorul care a făcut operația zice, eu știu ce am făcut. După ziua de duminică, lunea dimineața, m-a ajutat. Și el care era acolo, mai e un doctor și mai e doctoriță, m-a ridicat din pat. Am dat picioarele în jos, m-a ridicat așa în picioare și mergeam. Așa, dar așa mergeam. Așa mergeam. M-am dus până la ușă, m-am întors înapoi. Și am mai stat, m-am odinit o leacă. Pe urmă am ieșit afară, din salon, pe coridor. La ora 9, când vin doctorii la obhod, adică la, când controlează bolnavii, așa. Au venit, când s-a uitat, patul e liber. Deci unii, unii este. Persoana care trebuia și... Deci și-a murit. Deci nu, deci el a ieșit pe coridor. Deci nu se poate. Cum morți îmblă. Și... eu mă întorceam la mâna cu ei. I-am dat să deschidă ușa și eu intram. Și ei m-au luat, m-au pus pe pat, zice, odihnește-te că ai umblat prea mult. Și am stat încă 8 zile în spital. După 8 zile, la 18 zile mi-au dat drumul să ies acasă. Fratele, vărul meu de aici, din adunare de acolo, Vasile Pânțăriu, mama zice, du-te de pe dânsul și adă la casă, să moară acasă, să nu moară între străini. Și așa a dat Dumnezeu, că când mi-a dat drumul, în ziua când mi-a dat drumul, mi-a scos ațele. De fapt, la operație 7 zile stau. Așa, și dar la mine mi-a scos la 18 zile ațele de aici. Și atât am tăiat așa, până la aici, sus. Și... legat așa, am venit acasă. Încă a fost la o frață care lucrau și de acolo ne-au dus la tren și am venit cu fratele Vasile până acasă. Când am venit acasă, când am ieșit din spital, doctorul care mi-a făcut operația a spus așa, zic, da, cât costă operația asta? El spune, tu plătești numai locul, patul și medicamentele. Dar restul nu. Eu de la morți nu iau bani. Eu am destul de la șeijii. Am destul. Zice, tu dacă vei trăi, ai să... n-ai să lucrezi niciodată. 2 pâine ai să poți duce. Zice, da, vei lua 2 pâini în mână, atât. Greutatea 2 pâini. Și vreau să vă spun că și nu numai 2 pâini. Ce muncesc, cum spunea Pavel, cu mâinile mele, și nu sunt o povară pentru nimeni și nici pentru casa lui Dumnezeu, pentru familie, pentru tot ce Dumnezeu ne-a binecuvântat. Și cel care este sfânt este Dumnezeul meu și Dumnezeul tău, tu care mă auzi, îți spun căci nimenea nu-i pe pământ, nici în cer, nici pe pământ, mai mare ca Dumnezeu. Dacă te crezi mare, uită-te să vezi cât de mare ești. Dacă te mușcă o gâză și mâine nu mai ești. De la un țânțar mor oamenii, dar Dumnezeu face, o făcut, face și va face minuni și rămâne suveran în orice vreme. Și Dumnezeu are mărturie în orice vreme, dacă nu cu mine, cu cu tine, dacă nu cu celălalt, are oameni pe pământ, oricând și oriunde. Și zic, Dumnezeu rămâie binecuvântat în viața tuturor celor ce-L caută. Și tu, care mă auzi, întoarce-te cât încă ai posibil, vino la Hristos și El îți va da viața, și viață nu cum o dau oamenii, ci din belșug, și intrare în Împărăția lui Dumnezeu slobodă. Amin.